Bine ați venit la Stax TV, un nou material din OMV Autocross Challenge, unde l-avem invitat alături de mine, îl vedeți în carne și oase, mai puțină carne, mai multă oase, Vlad Micșunescu, îl știți de la atelierul de edite. Ce s-a oprit? Un GoPro. Nu contează. Ce faci? Salut! Bine. Ai fost la Alfa Fest? Da. Bravo, te-ai distrat? Da. Frumos? Multe alfe, multe kilometri, fără niciuna rămas în drum. Niciuna? Incredibil. Tot timpul se întâmplă asta, nu știu cum, cred că le fac revizie capitală înainte. A rămas o mașină pe drum în Ungaria. Și a venit cu altă mașină, că știi cum ești, mai multe alfe. Când ai alfe, ți-ai mai multe, că vorba aia. Sunt mașini cu personalitate puternică. Ți-am explicat ce trebuie să facem aici. Facem fuga cu centura, după aia mergem. Eu spun întrebări. Întrebările vin întotdeauna de la oamenii care ne urmăresc, pe mine și pe tine. Pe noi, de fapt, pe Stax TV și pe tine. Oamenii vor să întrebe lucruri, tot felul de curiozități, în cele mai dificile momente. Da? Avem 5 tururi, facem și un joker, facem tot ce trebuie, o să vedeți pe GoPro. Îi dăm drumul la treabă, le mulțumim partenerilor, OMV Techstar și BMW. Nu uitați, pe data de 8-9 iulie, aici la TCS Racing Park, avem o etapă de campionat mondial de motocross pentru juniori. N-ar fi rău să veniți să vedeți cum se mișcă lucrurile și ce înseamnă o etapă de campionat mondial. Hai să mergem la bordul Yamaha. Hăi, așa, și... A, da, 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 corect. Mai întâi avem proba de alergare, după care îi dăm drumul la treabă. Hai să vedem. Bun, aici avem partea de regulament explicată și dacă nu vă interesează, dublu click aici, pe ecran, de două ori și trece repede partea asta de regulament. Bun, regulamentul este foarte simplu, ei trebuie să fugă până la mașină, să-și pună centura, să ia un timp și să oferă niște puncte. Un cumul de puncte total va desemna câștigătorul. Foarte simplu, primesc 10 puncte, câștigătorul probei de alergare cu montatul de centură primește 10 puncte, 9, 8, 7 și așa mai departe. După care, iarăși, cel mai rapid timp pe circuit, 10 puncte, 9, 8, 7 și mai jos, pentru locul 2, locul 3 și locul 4. Dacă mergem pe circuit și atingem jalonul, primim 5 secunde de penalizare. Dacă atingem gardul, care este mai departe decât jalon, primim 10 secunde de penalizare. Dacă nu vedem cifrele arătate de Marius, și nu le, adică dacă nu le ținem minte până la sfârșitul celor 5 tururi, iarăși primim un 5 puncte de penalizare. Dacă le știm, nu primim nimic. E zero, se adună la costul total și se face factura și la sfârșit se plătește cu sau fără TVA, depinde, că noi avem mobilitate. E simplu regulamentul, simplă competiția. Ce am făcut? Joker. Ah, și mai avem și partea de joker, bineînțeles. Într-unul dintre cele 5 tururi avem partea de joker unde trebuie să facem o urcare un pic spectaculoasă, mai ales pentru oamenii care n-au experimentat off-road-ul până acum și când vezi cerul așa și ești la volan te sperii, ca să nu mai zic că avem participanți care de-abia și-au luat permisul de conducere, dar astea sunt alte discuții și acolo cine alege să nu facă jokerul primește o penalizare în secunde. Vedem câte puncte primește fiecare, la sfârșit afișăm, desemnăm câștigătorul și de data asta avem și trofeu, pentru că noi zicem că de la an la an competiția asta trebuie să crească. Dublu click, v-am zis de la început. 3, 2, 1, start! Mama, a dat... Vezi că ea a avut SP-ul pus, băi, ți-a dat în nas. Hați. Cu tact. Totul e cu tact. Ia să vedem. Hap. E. Hap. Hap. Trebuie cu cald. Ți-am zis că totul e cu tact. Gata. 18.46. Doamnelor și domnilor. Se putea mai bine. Se putea mai bine, întotdeauna se poate mai bine. Ești pregătit? Da. 3, 2, 1, start! Așa de ca am făcut la podea, a? Ce talentul tău! Ce chef am! Așa, bun! Omori, mă, omori, vezi că la șicană, că... Vai de capul meu, te punctăm aici la șicană tare de tot! Așa, bun! Hai să vedem întrebările! Unde sunt întrebările? Am zis că mi le notez pe hârtie, că fac, că trec. Nu am notat nimic. Cum primește Vlad partea de tuning? Care modificări aduc strict? Strict îmbunătățit. Adică, bănuiesc că întrebarea vrea să se refere la faptul că
ce părere ai de oamenii care își modifică mașinile pe partea asta de tuning, dar și le modifică doar pe partea de îmbunătățirea performanțelor. Ce am făcut asta? Poftim? Ce am făcut asta? Ce tu ai făcut asta? Atenție, evacuare, un soft acolo să îmbunătățești răspunsul accelerației. Așa? Frâne mai pune răcire, dacă se poate, anvelope. Care este dotarea sau opțiunea pe care nu ar putea, fără de care nu ar putea să conducă, fără ABS, SP, airbag sau fără aer condiționat? Fără ABS, SP, airbag. Deci preferăm siguranța în detrimentul confortului. Deci aer condiționat poate să ne aducă la disperare? Ok, ăla nu e Marius, da, te-am văzut că îl cauți cu privire, ăla nu e Marius, ăla e altul. Fiabilitatea și puterea japoneză sau calitatea și design-ul MZ? Calitatea și design-ul japonez și fiabilitatea. Deci totul pe Japonia, o locarul să moară. Frasa la Matic. Avem 10 secunde până la finalul ăla. Asta compensează din ochelari. Al, da. Există pasiune pentru motociclete? Dacă da, care e prima motocicletă condusă? Aprilia RS125, pe care am și cumpărat-o. O mai ai oare? Nu, cred că e undeva furată. De mai multe ori. Nu te-ai uitat la mare. Care e cel mai lung salt făcut cu schiurile? Am încercat și schii nautic. Am încercat și schii nautic și snowboard pe apă, adică kiteboard, nu kite, da, kite, da. Ok. Fără-ți meu. Ăla cu parașută, nene. Ăla, fără-ți meu. Wakeboard. Ok. Din azi, schiurile, cred că 10-15 metri. 10-15 metri, săritura, ok. Oh. Pe motor, 1.0 turbo benzină. Dacă îi schimbi uleiul la timpul, la timpul, mic, la timpul ca de producător sau la 7500 de kg? La jumătate? La jumătate, din cât zice producător, ok. Jokerul, am uitat să zic, da. E turul 3 ăsta, cred, nu? Da. Las după ea, acum când coborâm cu frână și vezi că e la stânga pe aici, ușor, și stânga tot pe aici ieșim. Mamă. Care este cel mai complex motor studiat până acum? Cel mai complex motor studiat până acum de tine? N-am auzit nimic. BZ-CTDI și W2. Ok. În cât timp face suta acordeonul? Păi în 5 decibeli. Mașina ta de vis pentru daily. Mașina mea de daily? Nu, mașina de vis pentru a, daily. Alfa Giulia cu care am venit. Alfa Giulia. Sau Civic Type-ul. De ce îmi place așa mult pe 58? Păi dar un pic de 2 jos în el așa și chiar e făcut cu Toyota. E 6 linii, e mare, e mai alt hybrid, e impozit mic, trage tare, consumă puțin. Ce să mai vei de la chiar? Și bună ziua, Păscar! Am la cadrul în spate pe CU1, da. Sau segmentare? Segmentare, că-i dau minele. Segmentare, da. Deci mai bine ia cele nouă, că al meu care Vitex și pe evacuare. Segmentare, dar făcută corect. Bă, băiat, la aia nu te putem prevăd. Putere versus greutate, mașină performantă versus șofer performant. Cred că greutatea trebuie să fie mai ușoară. Un șofer performant cu o mașină foarte grea s-ar putea să fie... Asta e ultimul tur, să știi. Da. Adică nu oprește. Wow! K24, bun, pe acord. N-am, nu înțeleg. Câte K24 s-au pus pe acord, așa? Dacia Spring sau Luci Popa? Dacia Spring, că se bășește. Intrăm în ultimul tur, doamnelor și domnilor.
conducător, să-ți faci ce au eu, băi, nu te enerva, bă, frate, că mai am niște întrebări să spun, crede-mă. Cât timp studiezi detaliile tehnice, istoria unei mașini? De când? Cât timp? Păi le știu de mic, dar acum doar în trucolurile. O oră pe mașină tot, sau? O oră pe mașină înainte, da? Înainte plătire, așa, adică pochi. Ok. Ce sună mai frumos? Un acordeon sau un VZC de pe Lexus LFA? Bă, cred că ăla de pe Lexus, că eu nu știu să cânt atât de bine la acordeon. Reține informațiile atât de ușor și atât de amănunțite. Mi-a plăcut să am văzut cu nivel stămic și îmi place să citesc. Să reții lucruri, ok. Solo la acordeon sau solo în viață? Solo la acordeon, că dacă îmi spune, nu e solo în viață. Solo cu stângul, părere. Oh, o fac și acum. Pentru că îți educi piciorul să înveți mai multe lucruri și mi se pare util la practica la Alba Giulia chiar până aici. Ce melodie ai dedica acestui model de mașină? Coloana sonoră din Pulp Fiction. Pulp Fiction. Mi se pare tare. Că e intens așa la condus cu asta. Yeah. Nu știu dacă te ustură ochii de la coloana. Nu, e ok, am noroi în gură. E ok, e... Păi tot vreau să fac un de la de tratament. Tratament cu nămol, nu? Cu nămol, doar că cred că l-am făcut greșit, l-am făcut pe și interior. E mai aproape, nu la eforie, da. Dar l-am făcut greșit, mă, l-am făcut pe interior. Bun. Namolul și piatra de bai. Eu mă bucur că am supraviețuit și de data asta mai am puțin, mai am 7 oameni. E ok, eu îți mulțumesc că ai venit și mare că drag, mi-ai de... la întrebări sincer, că sunt fel convins că au fost sincere, da, răspunsurile. În... Interesant, așa a fost multitasking, n-am reținut numărul ăla. Nu poți să cred! Păi a, nu l-ai văzut. Nu l-am văzut, pentru că nu l-ai văzut. Că sunt mai importanți urmăritorii răspunsul la întrebările lor, să o împachetăm frumos. Da, păi, din 3 cifre. 998. Cât are asta, centimetri cu nu e asta. Nu contează. O să ai o penalizare pentru asta și mai avem o penalizare de 10 secunde la un gard, cam de la o șicană, un pic, dreaptă, un pic. Da. Ai, ce să facem? Nu e. De la ochelari de acolo. Da, 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 păi da, n-ai da, mers fără, fără. Și n-am nici lentile, adică. Deci ai mers fără ochelari de tot? De tot și la tura de probă. Doar am plecat cu ea, dar m-a enervat că nu. Și am mers cu el în dreapta. În sfârșit, dar mergi tare fără ochelari așa. Ai. Vezi? Nu ca miricăle, dar da. Nu, mă, nu, mi se pare că ai mers tare. Foarte. Nu pot să zic timpul acum, dar o să fie afișat pe ecran. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat. Ei, mulțumesc omului că a venit aici direct de la Alpha Fest, în câmp, în bătaia prafului și al curselor și al motorsportului. Am făcut și treaba cu centura ca să voi, ca voi să purtați centura de siguranță, pentru că să avează. Da, și să nu mergeți așa pe drum public. Că e... Și nu pe drum public, pentru asta există aici TCS și te întreb și pe tine, știi de câți ani e TCS aici? E între pe toți. Eu știu că județele noastre de etnie maghiară practică acest sport când era Isus și cred că are cel puțin 20 de ani, pentru că e de mult timp făcut aici și știu amici care veneau și se dădeau. Are 21 eu țin de minte ani, că exact. Am fost aici prima dată cu 15 ani și am cu un prieten am rupt scărițele la un linghai acolo la Joker. La Joker, și da. Știu că are mai multe complexe pe aici. Are multe, da, da, da. Adică nu e doar. Avem și aici zona. E partea de autocross, unde se face cu se pot închiria Yamaha și poți să vii să te dai cu 470 de lei 10 tururi, ceea ce mi se pare păi super. Atât ai și la cross în pădure, dacă ce te mi se pare la... super convenabil. Tot aici o să e și partea de motocross, unde poți să vii, ai școală pentru copii, poți să vii pentru tine să înveți, să iei cursuri, parcă era, nu știu, 10 euro sau ceva, dar nu contează. Avem și etapa din 8-9 iulie acum, da, de campionat mondial mai... pentru juniori, ne vedem păi aici. E cam big deal așa, că da, e campionat mondial, nu chiar e big deal. Adunarea consilierilor locale. Chiar e big deal și cred că diferențele de la cer la pământ, când îi vom vedea pe copii. E un traseu foarte tehnic, eu am filmat o mașină aici și am rămas în podmolic, am evaluat greșit budinca ce se așternă. N-avea blocant. Ploaie. Avea de toate, avea? Că era Land Rover Discovery 100, dar na. Știi cum e, șoferul și evaluarea greșită. Și anvelopele. Anvelope, da. Da, și anvelopele speciale. În sfârșit, noi le mulțumim partenerilor care sunt OMV, Techstar și BMW. Le mulțumim celor de la TCS Racing și nu în ultimul rând lui Vlad că a venit. Ce-o sper că v-a plăcut. Ne mai vedem în astfel de
evenimente, sperăm să putem să organizăm cât mai multe. Voi trebuie să vă uitați, să dați share, like și subscribe, ca sponsorii să ne ajute cu partea financiară, ca noi să putem să filmăm, să invităm oameni, să fie bine, să fie fun, fie rău. Ca să fie bine, să nu fie rău. Să hibă Guinness, să nu fie rău, ca și da. Era pe limba lui. Da, la revedere.